Joi, 15 iunie 2023, mă aflu din nou în București la o frumoasă discuție columbofilă cu maestrul Ioan Cărmăzan. Vă salutăm, maestre, ce Salut, faceți? salut, Ce Marius. faceți? Nu ne-am mai văzut de ceva vreme. Da, Acum suntem cumva la jumătatea sezonului competițional 2023, de zboruri cu maturii. Nu prea a mers bine așa în general, Nu, pierderi păi multe. nu e vorba de mine, de Nu. mine personal. Sigur că pe mine mă îngrijorează ideea de columbofilie și cred că e momentul în care ar trebui să le spun colegilor mei de la București să se trezească. Treziți-vă! Eu cred că ori sunteți anesteziați, ori nu vă gândiți la columbofilie în general și vă gândiți la interesele voastre personale. Din punctul ăsta de vedere, columbofilia din București, indiferent că sunt eu, ăla, ea este o mișcare generală care cuprinde începători, oameni, mahala, performeri, campioni și tot ce vreți voi, nebuni care zboară 300 de porumbei, cumpără sute de mii. Deci eu un conglomerat. Nu aveți voie și nu aveți dreptul, fiind la conducere, să nu vă gândiți la toți. Nu puteți să vă gândiți la aia care investesc, la aia care conduc. Trebuie să vă gândiți la toți. Pentru că suferința și iubirea față de porumbei sunt în echilibru. Un columbofil care pierde 100 de porumbei e un om care suferă. Indiferent dacă îți place mutra lui, indiferent dacă îl agreezi, el suferă. Pentru că A investește investit în ceva în ei și povestea suflet și asta. bani și tot. Deci, la ora când vorbim acum, sunt niște catastrofe absolut inimaginabile. De asta este strigătul meu, este treziți-vă, pentru că trebuie să terminăm sezonul cât de cât sau să-l oprim, pentru că deja suntem București în derivă. Hai să iau un exemplu a unui prieten al meu foarte bun, la care țin foarte mult și care e campion de ani de zile la maraton și la fond. Nicu Bizdrigheanu, da? După zborul meu de la fond, în care ăsta București s-a dat drumul pe ceață că venea ploaia, n-am auzit în viața mea chestia asta, adică orice om normal se gândește că au doi saci de mâncare și mai stau pe locul de lansare. Nu, zice, am dat drumul că venea ploaia, era ceață. Porumbeia 10.000 s-au învârtit în lapte, cine a scăpat, a scăpat, la unii au scăpat, la alții n-au scăpat, s-au pierdut vreo 6-7.000 de porumbei. Bun, ok. Am înghițit găluși ca toți, fierbinte, și eu, și Mihăiță, și toți, nu mai dau nume. Eu vorbesc de Mihăiță că e lângă mine. 50%, 50%. Pa! Bun. Ok. Accept ideea, am pierdut în viața mea porumbei și o să mai pierd. Am câștigat și o să mai câștig sau nu o să mai câștig. Problema este că sportul columbofil. Bun. Și atunci revin la prietenul meu. Deci, într-o discuție pe care am avut-o, îi dau numele, Bizdrigheanu, nu-i niciun secret. Cu Nicu, mă întreba cum e cu fondul tău. Bă, zic, e o catastrofă din punctul meu de vedere. Au venit foarte greu, mi-au venit foarte puțin. E adevărat că am porumbei numai de un an, dar oricum 50% pierdere e deja. Da, a zis el, ok, bă, zice, eu am zburat primul fond, am băgat 116. Am pierdut 16. Eu zic, Nicu, mi se pare puțin mare 16, pentru că tu zbori masculii la 2 ani, deci zbori așa, iar restul sunt toți selectați de tine, 2, 3, 4 ani, 16 e mult pentru valoarea ta. A zis, dar trebuie să mă gândesc că vine un maraton Da. și poate că ar fi bine să reduc numărul porumbeilor ca să văd ce se întâmplă. Ce s-a întâmplat? Sunt 3200 de porumbei acum, în momentul ăsta. Au venit la ora asta 40. Lui Nicu i-a venit un singur porumbel ieri și un porumbel azi de dimineață. Doi porumbei din câți? Doi porumbei din 30 la campionul maraton fond absolut. Trageți un semnal de alarmă, oameni buni, pentru că un asemenea om nu poate să greșească. Deci nu e greșeala columbofilului. În general, când pierzi porumbei, eu sunt tentat să spun, dom'le, e greșeala Da. columbofilului. A greșit undeva. Nu poate să greșească cu 30 de porumbei de 3-4 ani, zburați cu palmares, cu talalalalala. Bun. Ok, deci asta este una din probleme. După care, sigur, am vorbit în Banat, după care am vorbit în Brașov, unde am prieteni columbofili care sunt cumva prieteni cu mine, peste tot este un dezastru. Sigur că oamenii nu resimt. Dau un exemplu. Dorin, bagă 60, pierde 20, vin 40. Zice, nu-i nimic.
Nu e nimic, e în regulă, dar ceilalți care se ocupă mai puțin, pentru că Dorin e deja profesionist, se ocupă de porumbei tot timpul, și atunci intrăm într-o poveste în care eu mă întreb, de la începutul sezonului, am tot încercat să transmit mesaje conducerii din București că e o prostie să zburăm în Moldova. Din vari motive. M-am gândit la prima variantă că se adună porumbeii vineri, seara, ca să se dea drumul duminică. Pentru ce trebuie să ținem porumbeii în cușcă? Ținutul porumbeilor în cușcă o noapte, o zi, înmulțește posibilitatea de boli, de mizerie, de așa mai departe. De ce să o facem când noi avem destul kilometri să adunăm seara porumbei, dimineața le dăm drumul, le mai ținem o zi, una din ele. Doi, dacă prin absurd nu poate să lanseze porumbei în Moldova, că plouă trei zile, da? Ei nu se pot întoarce cu porumbei, trebuie să stea ori acolo pe loc să le dea drumul, ori să le dea drumul pe ploaie. Deci astea erau două argumente la început. Bun, venim acum război. Două companii aeriene își suspendă zborurile în Moldova, datorită radarelor, datorită pericolului, datorită câmpului și așa mai departe. O să spuneți voi, deștepții, inteligenții care vă uitați la emisiune, știi că urma peștelui în apă, urma păsării în zbor și nu mai spun mai departe. Deci o să zici, da, la porumbei, urma, nu, radarele. Da, nu, într-adevăr, nu îi împușcă nimeni, deși s-ar putea să îi împuște. Nu îi împușcă nimeni, dar toate conexiunile lor, pentru că, dacă vreți sau nu vreți, vă spun eu, există două depozite de magnetită în creier și în urechea internă a porumbelului. Acele depozite de magnetită sunt influențate de orice câmp magnetic, mai mare sau mai mic. S-au pus porumbeilor magneți pe aripi și s-au pierdut. O să ziceți, da, nu contează. Bun, e în regulă, nu contează. Și hai să venim la povestea asta. Deci, acolo este război, între timp au apărut furtuni care sunt poate dirijate sau poate ați auzit că există un război al anotimpurilor. Mi se pare imposibil. O să revenim și la povestea asta. Deci există două pericole foarte mari. Furtunile, războiul și radarele. Și noi ne ducem în Moldova. Deși avem zbor, mergem mai departe. Faceți antrenament cu mașina prieteniei la Siret. Adică de ce oare nu putem să zburăm cum zburam înainte, viteză de mifon pe direcție? Mă întreb, suntem pe direcția asta, da? Aici ne-am mutat în Polonia, da? E clar. De ce ne ducem în dreapta cu demifondul când noi zburăm? Ca să facem un antrenament cu mașina prieteniei pe ax? Vedeți că toate lucrurile sunt împotrivă. Deci treziți-vă, oameni buni. Eu n-am nimic, nici nu știu cine e în conducere. Nu-i cunosc, decât pe Dobre îl cunosc. Nu-i cunosc pe restul. Nu știu cine sunteți. Mihai să-mi spune, da, dar toată lumea a votat, 80% au votat. Voi vă luați după lătrăi? După cei care latră? Păi ei sunt o țuică și influențez foarte ușor. Omul vine acolo și reprezintă 40. Le dă o țuică la moșia de acolo, toți zic, da. Ce interesează pe ei? Interesează cumva? Interesează să se duce bea o țuică, mai se duce la cârși. Colmofilie e altceva astăzi, să investesc bani. Se investesc bani, mâncarea costă, medicamentele costă, totul costă. E o pasiune costisitoare. Așa și, a ajuns, da. Da, și cum să spun, nu poți să nu te gândești la toate astea. Dau un exemplu. În Belgia poate să se mute de la club, la orice club să zboare când e vorba de concursul. La noi nu, trebuie să zbori aici, n-ai voie acolo, n-ai voie acolo. Nu înțeleg ce e povestea asta. Am exemplul lui Bucaciuc, nu? Zice Limburg, te duci și îmbarci porumbelul la alt club, nu la tine atunci când am discutat. Deci se da, poate. Da, da, da. Orice e posibil. Nu, la noi totul e perimitrat. Sigur, eu nu mă leg de povestea fie. Facă ce vor. Federația poate să pună 1000 de reguli. Columbofilia este una, ei toți trec prin ea și eu am trecut și ei și ideea dinainte, ea rămâne. Important este cum le rămâne numele și renumele în acea chestie de columbofilie. Dacă n-au înțeles asta, că de fapt toți sunt trecători, noi toți trecem prin columbofilie, ea rămâne. Așa. Și va fi veșnică pentru că oamenii vor iubi porumbeii. Dar dacă nu se gândesc la chestia asta, îi rog o secundă să se gândească. Să gândească la prietenul meu, Bizdilgheanu, care e campion, da? Și care a băgat 30 de porumbei și are 2.
Adică îi pregătește bine, să compară cu... Nu, dar nu e vorba de asta, ce-o fi în sufletul lui. Păsări selectate și tot. Și gândește-te, după aia multiplică la toți copiii. Copiii care suferă, care nu dorm noaptea, care... Să ne înțelegem foarte bine. S-ar putea ca peste 2-3 săptămâni să suspendăm zborurile, pentru că se vor pierde atât porumbei, și atunci e bine să ne luăm măsuri de protecție. Până una alta, la concursurile din țară nu s-au pierdut foarte mulți porumbei. Vorbesc de București. Deci de ce să nu revenim noi la povestea noastră, măcar să terminăm sezonul? Ăsta e motivul pentru care am zis să ne întâlnim, să le trag un semnal de alarmă, să spun treziți-vă. În Banat, în zona aia care mă interesează, am mulți prieteni acolo, eu sunt de acolo. Da. Am dus mulți porumbei în zonă. Caraș Severin, într-un fel sau altul, s-a dezvoltat și datorită mie și sunt foarte bucuros. Au apărut campioni și așa mai departe. Ei au triple probleme. Deci au Polonia-Ungaria cu radarele, au cutremurile care au apărut în zonă și au furtunile. Sigur că vor trebui să trag un semnal de alarmă, pentru că și ei, m-am văzut că Habaci scrie, a pierdut campionii, Dorin zice, am pierdut 20, e normal. La nu o e etapă. Normal. Da, da, nu da. E normal, cumpără mâncare adevărată, cumpără medicamente, stă, se ocupă de ea, crește copii și porumbei la ora asta. Nu e normal, dar sigur că el este un luptător. Eu îl înțeleg și pe Mihăiță, care zice, eu lupt, mă duc în Moldova, am corecția mai bună decât nu știu cine, nu dau nume că nu vreau să ai. Moldova, dacă vor, ok. A uitat să spună că anul trecut a pierdut cea mai bună femelă în Moldova. Sigur că și eu am avut 7 porumbei care zburam de mifondul, da? Corect. Mă duc în Moldova. 7 porumbei la 2-3 ani care veneau în 5 sau 10 minute acasă, Alexandru. Da. Uneori mai în față, uneori mai puțin în față, da? La primul concurs în Moldova pierd 2. Ok, asta e viața. Următorul concurs mai pierd 3. Și rămân cu 2. Și mă retrag. Deci ceva nu e în regulă. Eu vorbesc de porumbei campioni. Unul cu 11 clasări, unul cu 30 de clasări. Deci despre asta vorbim. Vorbesc de porumbei de demifond care țineam să țin echipa. Pentru că și aici o altă problemă. L-am învățat, de exemplu, pe Dorin să scoată o echipă de 10 să zboare viteză de mifon și campion. Și ceilalți 100 să zboare maraton și fond. Numai maraton și fond. Uite-te și tu la București, care toți fac mașina prieteniei, zburăm numai maraton și numai fond. Și eu am inventat, sunt un idiot că am inventat tartul și acum nu mai e tartul. Sunt 3 extreme, adică nu ne mulțumim să facem unul pe final. Și au 400, mă. Știi câți porumbei au adunat acum la maraton extrem București, celebr București cu mașina prieteniei? 400, mă. Și probabil că după primul zbor o să dăm o declarație să le trimitem puțin var. Deci înțelegi, părerea mea personală este că toate sunt împotriva porumbeilor. De la porumbei se ajunge la oameni, la suferința oamenilor, la înrăirea oamenilor și la, cum să spun eu, la pervertirea unei povești care e foarte frumoasă. Aventura columbofiliei e o aventură frumoasă. Am să vă reamintesc că, de fapt, și de drept în Portugalia, al doilea sport după fotbal este columbofilia. Am să vă reamintesc că în Portugalia au făcut voliere la școli, că există profesorul care se ocupă de columbofilie, care predă columbofilia. Nu e obligatorie, dar sunt cursuri de columbofilie care zboară cu copiii din voliera aia, iar câțiva columbofili au dat cadou ca să învețe copiii, da? Am să vă reamintesc că la azilele de bătrâni în Portugalia există volieră și există un grafic. Azi face curat ăla, mâine face curat, duminică așteaptă toată lumea. Ok? E ok, deci columbofilia nu e o tâmpenie. A venit ministrul Novak și că o pârlău sau cum e, nu mă interesează, chiar nu vreau să-l denigrez, a scos columbofilia din sport. Pentru că nimeni nu s-a dus să explice. Bă, prietene, e un sport atâta timp cât șahul e un sport, atâta timp cât călăria e un sport și columbofilia este un sport. A scos-o. Că a validat-o FCPR-ul, că a validat-o UFC-ul, nu mă interesează. Mă interesa ideea că sportul columbofil în România era, în nomenclatorul sporturilor, unul din sporturi.
nici nu ceream fonduri, pentru că el trebuia să repartizeze, vezi, Doamne, fonduri. Sau o fi repartizat fonduri și nu știm noi. O altă găinărie românească. Dar, practic, la ora asta, columbofilia a fost scoasă din rândul sporturilor. Va trebui din nou să încercăm să o introducem. Și o să vă spun de ce. O să ziceți, bă, dar ce are Cărăuzan ăsta? E nebun cu capul, fute pe el grija de columbofilie. Cineva trebuie să spună lucrurilor pe nume. Nu o să fiu eu, o să fie altul prieten. Deci eu vă spun așa, dacă Doamne ferește, mâine pe teritoriul României apare o pandemie la păsări, la găini, la toate, dacă porumbeii nu sunt catalogați ca sport și nu putem să demonstrăm că cotețul ăsta al meu are porumbei sportivi, mi taie pe toți, ne omoară așa cum omoară porcii pentru pestă și așa mai departe. Vă spun, nu se poate. Ba, se poate, oameni buni. Atâta timp cât apare directivă că nimeni nu are voie să dea drumul la păsări, trebuie să le țină închise și tu cu porumbeii trebuie să-i ții închiși. Dacă vine la poartă, le dai drumul, zici, domne, stați puțin, că nu sunt găini, sunt sportivi. Bun. Revenim în continuare la niște lucruri vis-a-vis de columbofilie, pentru că eu sunt în legătură cu toți oamenii care conduc la ora asta columbofilia. Inclusiv, nu e un secret, că sunt prieten cu David Madeira, care e vicepreședinte, care e unul din columbofilii de seama ai Portugaliei, e prietenul meu, dar e prietenul meu dinainte de a deveni vicepreședinte internațional. E prieten de 30 de ani. Problema numărul 1 rămâne în continuare, o problemă fundamentală. Noi organizăm olimpiade, prieten. În momentul în care au venit reprezentanții din Elveția și au zis, ce organizați voi? Olimpiadă. Hai să fim serioși. Ca să puteți să organizați olimpiadă, să dați premiu, să puneți cercurile olimpice, trebuie să veniți și să vă înscrieți în Elveția, la Geneva, în Comitetul Olimpic. Ok, eu cu Carlos Marquez, care era un om deștept, am fost la Juan Antonio Samaranch, care era spaniolul lui, da? Și era pe vremea aia conducător. Juan Antonio drăguț, Carlos, ei spaniol, eu eram unul, nu contea. Problema numărul 1 a fost așa, Juan Antonio a zis, da, Carlos, ai dreptate, cunosc, e bine, până... am o rugăminte. Toate țările tale ăsta, câte sunt, 40, 48, toate, trebuie să se afilieze sportul la sportul național. Dacă sportul columbofil devine sport național, în România, în Bulgaria, în Rusia, în Albania, peste tot, atunci eu te pot primi în Comitetul Olimpic. Nu știu dacă toți au prins, nu au prins, deci povestea a rămas deschisă. Nu știu dacă Federația Internațională plătește taxă la Federația Internațională, la Comitetul Olimpic. Știu însă că la un moment dat, și nu vreau să fac o acuză, ceva, România au făcut o chestie olimpică, numesc olimpic un fel de manifestare și o numesc olimpică și dintr-o dată ne-am trezit într-un soi de... pentru că au venit reprezentanții Comitetului Olimpic și au zis, alo, ce faceți voi? Dar era de fapt un fel de societate columbofilă care organiza așa zise organizări olimpice și Federația Internațională s-a făcut că nu știe. Deci, iată, suntem în niște... O să ziceți, bă, nu ne interesează. Păi nu ne interesează nimic. Ne interesează să vorbim la colț și să zburăm în Moldova pe vreme de război. Că e cotul muntelui, Alexandru, ai înțeles? E muntele și e cotul. Și cotul ăla ne diferențiază. Și cotul ăla schimbă. Prieteni, e o chestie matematică. Luați un creion și vedeți că cu cât vă deplasați așa sau așa, sigur că corecțiile se schimbă. Noi suntem București aici, ne deplasăm încolo, da? În momentul ăla, direcția, punct, ok, punct, lovit, schimbă niște ierarhii, schimbă niște distanțe de 3, de 5, de 7. Dar alte județe din țară sunt mai afectate de cotul muntelui. Astea de sub munte, adică Argeșul, Oltul, Doljul... Deja lor li s-au întâmplat foarte multe lucruri. Problema care se pune este următoarea. Deci eu cred, fac o estimare, că în viitor constatarea porumbeilor la maraton extrem sau mare fond se va face în ambiental. O să zici cum? În momentul în care porumbelul a ajuns deasupra casei, din punct de vedere al ce vrei tu, el a ajuns acasă.
Deci, practic, după o zi de zbor, după două zile de zbor, nu-i cere să se lase pe casă, să intre imediat ca să, să-l constate. Dă-i ce a lui, e a lui. Nu mă gândesc la nimeni. Asta este una din ele. Și revin la experimentul celui care a publicat. Dă drumul din Ceoslovacia pentru Brașov, da? 700 de kilometri. Îi pune GPS, îi pune tot, probabil că va veni ziua în care vom ști exact unde e porumbelul. Și porumbelul face 980 sau 1000 și în loc să o ia direct, o ia pe sus, vine, nu știe nimeni pe unde vine. Deci dacă nu știe nimeni pe unde vine, haideți să încercăm să nu ne mai formalizăm. Dom'le, asta e corecția mea, punct ochit, punct lovit. Asta e corecția ta, dar porumbelul e o ființă liberă, vântul bate cum bate, se orientează cum se orientează. Deci ce te interesează? Te interesează că ajunge acasă. Da, dar ajunge acasă la ăla care e cu 15 km sub mine să moară mama și dacă al meu venea, al meu... Prieteni, hai să încercăm să simplificăm orgolile și problemele personale și să gândim columbofilia ca un întreg. Din punctul meu de vedere, e un sport frumos, foarte multă lume nu-l înțelege, nici n-are cum să-l înțeleagă. Când eu le spun că porumbei uneori din ou transmit locația. Vă se uită la mine, bă. Dar eu vă întreb următorul lucru. Vine rândunica și are cuib aici la mine, da? Vine 3000 de kilometri. Când vin sunt, dacă le-ați văzut cum arată, când vin primăvara, sunt praf, murdare, 2-3 zile, ză. Fac ouă, da? Scot pui. În ou, ele transmit genetic locația unde trebuie să ajungă. O să spune, nu mă, că le duce stol. Prieten, nu duce niciun stol. Puiul de rândunică nu poate să-l ducă stolul, că nu poate să țină trena sau aia. El se duce că îi se transmite din nou. Și acum revin la noi, la columbofilie. Nu vi s-a întâmplat de foarte multe ori să cumpărați doi porumbei din Belgia, îi faceți pereche, să scoateți un pui, să vină puiul, mamă, 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 patru concursuri, la cincilea. Și primești telefon de la unul, dom'le, a intrat la mine. Și nu numai că a intrat, nu mai vrea să plece. Pentru că locația aia seamănă cu undeva cu memoria care s-a transmis în nou. Pentru că noi aducem porumbei din Belgia, da? Acolo este o climă, o atmosferă, un magnetism terestru, densitatea aerului și toate astea, da? Îi aducem și cu avionul, care avionul schimbă, zburați cu avionul, probabil, da? Sau ce? După ce zburați cu avionul, nu știți de ce a doua zi sunteți foarte obosit. Vă spun eu, pentru că dintr-o dată totul se comprimă, vi se schimbă datele. Gândiți-vă că porumbelul e o mână de om. Bun. Și atunci îl aducem aici și scoatem repede pui și devenim campioni, da, repet, și se bagă în alt coteț și treptat nu vin pui și vin nepoții și poate vin strănepoții. Și că sigur că sfatul meu este, dacă cumpărați doi porumbei belgeni și bravo vouă, scoateți patru pui, doi zburați, doi țineți la matcă, faceți-i cu ai voștri, faceți semic între ei, încercați cumva să îmbunătățiți. Cine are răbdare să stea la nepoți? Că majoritatea vor să ajungă campioni. Da, mă, sunt de acord cu tine, dar hai să luăm noi doi metodic și să spun un lucru foarte important, da? Tu ai un porumbel campion, tu, da? Cumperi o porumbiță extraordinară de la alt campion, da? Și scoți 5 pui. Care din aia 5 pui îi vinzi? Aia cei mai mișto? Nu. Vinzi 3 mai pe fundul lăzii, da? Și 2 ții pentru tine, da? Da. 2 pentru tine. Aia 3 de pe fundul lăzii îi cumpără XY care are teoria. Am cumpărat un fiu direct. Eu, Cărmăzan, mă duc și zic, prietene, ai doi fii din ăla, cu cine ai făcut? Normal că le-ai făcut cu cele mai bune femele. Dă-mi și mie un pui din unul, un pui din altul și cumpăr un nepot. Când eu am vorbit despre tema asta cu mai mari columbofili din România care cumpărau numai fii direct, au stat puțin așa în cum până s-au gândit, bă, zice, știi că ai dreptate. Nu, n-am dreptate, 100% am dreptate, pentru că știu că am umblat prin cotețe. Da. Am umblat la belgieni, la mari belgieni, prin cotețe și știu sigur că ăia doi fii au toate calitățile, au toate ce înseamnă ereditatea ăluia și de-aia nu-i dau. Și pe ei l-alți îi înlătură nu pentru că sunt proști, nu, ci pentru că nu intră în codul ăla și că într-un fel sau altul lungesc drumul, deci el selectează doi și scurtează drumul spre campion.
Se lungește drumul, scoți unul, poate vine un strănepot, ne dă nouă să lucrăm românilor. Da. În lor care că dăm 2-3 mii de euro, vezi, Doamne, că e fiul din original. Deci, iată, într-un fel sau altul, columbofilia trebuie și gândită. E o știință acolo. A devenit o știință. Nu se mai poate face columbofilie după ureche. Nu mai se poate face după ureche. Că multă lume au fost la mine și asta îmi place. Că, de exemplu, a sunat un domn, după aia a venit cu fiul, sunt vreo 3-4 care au venit cu fiii și au luat câte un pui, câte doi și eu le-am spus că nu trebuie să arghezi când mergea la piață. Gusta brânza, nu cumpăra toată putina. Deci eu îi sfătuiesc să nu cumpere 10-20, să cumpere 1-2, să încerce, să vadă. Și mi-a plăcut că a venit tată cu copilul. Deci tatăl, era copilul, era la de liceu, undeva Dâmbovița a venit, au luat niște porumbei, undeva din Rahova a venit cu fisul, mi-a plăcut de ei, pentru că ăla zice, eu zic, nu e nepotul, nu, e fiul, zice, e unul mai târziu, era ele. Adică, cum să-ți explic, într-un fel sau altul, implicarea părintelui care încearcă, probabil că la ora asta, mulți oameni se gândesc că columbofilia e și o modalitate de a ține copiii acasă. Pentru că și noi, la rândul nostru, oriunde eram, beam, ne duceam, fugeam acasă că trebuie să dăm mâncare la porumbei. Aprindeam lumina noaptea și dădeam mâncare. Deci, într-un fel sau altul, cam asta gândeau și portughezii când au făcut mișcările alea. Deci, într-un fel sau altul, columbofilia are, zic eu, dar sigur că nu pot să fac pe toată lumea columbofil, nu pot să-i fac să înțeleagă. N-au cum să înțeleagă că există o legătură, de exemplu, între porumbel și om. Și că câștigă numai aia care știu să ducă această legătură nevăzută. E un fel de, zic, îl numesc eu cod morfic. Codul morfic ăsta de care vorbesc este cel pentru care stolurile de mii de păsări zboară într-o ordine perfectă. Toată lumea zice zboară după conducător, zboară după cod morfic, au alt cod de comunicare, bancurile de pești au un alt cod de comunicare. Înțelegi celebra teorie cu profesorul care zbura cu avionul de la București la Timișoara și avea o casă la marginea Timișorei, da? Și în curte erau două cățele, când profesorul era în avion, cățelele lătrau, când nu era în avion, nu lătrau. Deci există un cod morfic de care trebuie ținut cont. Sigur că metafizic vorbind, noi nu avem cum să punem mâna pe el, noi nu avem cum să-l demonstrăm, noi trebuie doar îl bănuim. Și nu numai că îl bănuim, dar putem să venim în întâmpinarea lui. Cum? Prin iubire, prin gingășie, prin faptul că e porumbelul în mână, prin faptul că el simte afecțiunea, prin faptul că îi curezi nările, prin faptul că îi dai o vitamină. Adică se creează un fel de corespondență între stăpân și porumbel, iar porumbelul în raporturile astea poate uneori să facă. Deci sunt anumiți oameni care au această poveste da, și da. Poate să facă. Merită să încercați să deveniți unul din ei. Corect. Adică e o aventură metafizică. Merită să găsiți. Dar eu spun următorul lucru și e un sfat pe care îl spun. Dacă vrei să ajungi campion cu porumbei, tu trebuie să devii un campion. Adică trebuie să fii așa, să știi toate medicamentele, toate vitaminele, toți porumbeii din lume cu pedigrei, toți mari crescători, tot, toate temele, tot, să-ți faci toate temele și să fii atât de angajat în tine ca să devii. Și atunci vei găsi și porumbeii, vor veni și porumbeii. Dar dacă tu ții porumbei, ai uitat să dai mâncare, lasă că le dă tata, lasă că vin eu, e celebru exemplu al omului de lângă București care cumpără de 100 de mii porumbei și după 4-5 ani zice, băi, mai sus de 50. Cât ai stat cu porumbei? Am eu timp de porumbei? Am un băiat angajat, îi cumpăr vitamine, îi cumpăr tot. Păi, hai rezultatele, cât stai cu porumbei? Că până la urmă e o poveste între om și porumbel, între animal. Dar asta e valabil și la dresorii de la circ. E valabil și la peste tot. O să zice, stai mă puțin, ce zice asta? Voi credeți cumva că ăia care cresc porumbei de ornament, cu ciocurile alea mici, cu gulerat, credeți că se reproduc așa de ușor? Știu, foarte dacă greu. Stați de vorbă cu unul din oamenii aia, să vedeți cât de greu, câți pui scot ei, cum îi cred, cum mută ouăle de la unii la alții ca să scoată, e o nebunie întreagă. Nu mai vorbesc de la noi, că
toți columbofilii mari din Belgia care am cunoscut aveau o clocitoare mecanică. Puneau ouăle, le însemnau, le puneau în clocitoare. Când ieșeau puii, se vedea unde îi plantează. Pardon? A, o să-mi spuneți voi, columbofilia a evoluat, prieteni. Puteți să vă duceți să inseminați femela voastră cu spermă de la campion. Există centre în Belgia în care te duci cu femela și cu masculul, sterilizează masculul, ți ține pereche și o înseminează pe ea cu spermă de la campionul de la Barcelona. Costă atât, îl iei, duci acasă, ouă, e pui din ăla. Se pare că experimentul n-a dat mari roade. Eu m-am trezit, dar eu mi-am adus aminte că, de fapt, Robert Venus, prietenul meu, avea în curte un taur de plastic. Într-o zi, stând noi așa, l-am întrebat, Robert, ce e asta? Zice, aici înseminăm artificial vacile. Cum? Păi zice, ăsta taurul se mișcă cumva, vaca stă nu știu ce și noi mai ușor putem să punem spermă. După care, întâmplător, m-am dus în pod cu el și în pod avea un experiment de împerecheri de păsări. Păsări sălbatice cu canari. Mi-a arătat un fel de sticlete cu un gimpl, cu pieptul roșu, ceva, o chestie, era campion mondial. Bref, la un moment dat, nu știu dacă știți, dar el avea 10 compartimente în care era masculul și femela despărțit printr-o gratie, femela era cu cuibul, da? Să nu erau 10 cupluri, care se giugiuleau toată ziua. În ziua 5-a și a 7-a, el lua spermă de la majestică la lui, că era 100 de euro puiul. Da, da, da. Lua spermă, punea în apă călduță, după care în ziua 5-a și a 7-a insemina, după care femela punea ou și scotea separarea. Femela cu masculul creștea puiul de majestică. De aici a început aventura. Și da, toate sunt la fel. Ce am spus eu mai înainte cu constatare în ambiental, ce am spus eu înainte că până la urmă o să se constate, o să se dispară orice urmă de corecție, de distanță. Și păi da, drumul, urmelul care vine, nu contează în ce direcție a venit, ăla câștigă. O să zici, nu se poate. Ba, se va putea, copii. Pentru că toată nebunia asta cu distanță, nedistanță, pe unde intră vântul. Dacă vântul îi duce acolo și tu ai o distanță, eu cu aia de îmbercene am 10, da? Dacă vântul îi duce și ei intră pe acolo, nu mai cau 10 mai mult. Mai au și avantajul că i-a dus vântul. Deci mă desfințează. Da. Deci, într-un fel sau altul, se ajunge la tot felul de aberații. Toată pledoria asta poate că are valoare sau nu are valoare. Eu nu știu. Știu un singur lucru, că e momentul să ne trezim. Și în special oamenii din București, treziți-vă, părerea mea personală este că sunt împotriva totală a zborului acum, în acest moment, în Moldova, absolut totală, datorită faptului că porumbeii stau o zi în plus, datorită faptului că acolo e război, datorită faptului că acolo sunt foarte multe radare și putem să distrugem o generație întreagă de porumbei. Deci toată emisiunea de astăzi, întâlnirea noastră, este treziți-vă. Suntem în ceasul al 12-lea. Vă mulțumim mult!